Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar în acest clip voi arăta ce mănânc eu într-o zi ca să slăbesc. Nu mănânc în fiecare zi la fel, nu mănânc în fiecare zi același număr de calorii, nu calculez numărul caloriilor, dar cu toate astea am reușit să slăbesc până acum 46 de kilograme. Dacă n-ați văzut transformarea mea live, singura transformare documentată în care vă arăt toate mesele din fiecare săptămână, vă invit să intrați în seria Auto slăbește și veți vedea acolo ceva extraordinar, ceva ce nu s-a mai făcut până acum pe YouTube și nicăieri în lumea asta. Așadar, haideți să vedeți ce am mâncat astăzi, pentru că am mâncat 6 mese și vreau să vă spun că niciodată n-am mai mâncat 6 mese într-o zi. Bună dimineața, urșilor! Nici nu știu cum să vă zic, dar eu nu am dormit deloc azi noapte pentru că am mutat stupi azi noapte, stupii se mută noaptea în caz că nu știați, așa că nu am dormit absolut deloc și este șapte jumate acum dimineața, am ajuns acum o jumătate de oră acasă, m-am pus în pat, am încercat să dorm, dar nu mai am mi este foarte foame, am uh, mâncat ieri destul de puțin, azi am mâncat decât 3 mese și acum este timpul să-mi fac niște sandvișuri. mi-am luat cașcaval din ăsta fumat, să vedem cum e, de la Hawkland am mai mâncat din asta. Eu din la boschetar la țiplă. Avem aici pâine de, cu, cu făină graham, de la Carrefour mi-am pus trei felii. Aici avem mușchi țigănesc. O să punem toată folia asta de 100 de grame de mușchi țigănesc. Da? 2, 4, a, asta are decât 5 felii. Eh, pe a treia punem decât o felie. Da? Și o să punem și niște cașcaval. Trei feluții de cașcaval, tot o pe fiecare felie și o să mâncăm ceva acum și apoi ne băgăm la somn. Da? Pentru că n-am dormit absolut deloc, am condus toată noaptea, sunt obosit. și cum mă simt? Zici că am slăbit 2 kg, așa mă simt. Ieri am mâncat uh, destul de puțin cei drept și... Ok, deci ce să mănânc masa asta, ne băgăm la somn și ne revedem, nu știu, la prânz, când o să fie dimineață pentru mine, <gântuia> mi-am stricat de tot programul. Nici nu știu cum să mă exprim acum. Bună dimineața, urșilor! Bună dimineața pentru mine, bună ziua pentru voi, pentru că este ora 1 după masă acum. Am reușit să mă trezesc, sunt așa adormit, sunt uh, vai de capul meu, sunt dat peste cap complet. Avem aici o cafeluță, o să punem o linguriță de miere de rapiță generoasă cum puteți vedea. O să mâncăm păstură, o să mâncăm apic complet și aici mi-am luat de jos, de la mine din magazie, un baton proteic da? și două banane. Avem 20 de grame de proteină, avem și două banane, o să le mănânc acum la cafea. Mai avem proteină și de aici, de la păstură și de la apic complet. Și după aia încercăm să ne punem o mișcare, da? pe la 2, așa, să vedem, că e foarte cald și astăzi, să vedem cum facem, dar vreau totuși să fac niște pași și după aia să mai facem o pauză, să mai mâncăm, după care iarăși să facem niște pași, adică nu-i fac tot ciudat, înțelegeți? Mă duc în fiecare zi în 15, 16, 17 mii de pași și asta înseamnă că fac peste două ore, așa că nu merg în continuu două ore. Îi fac în vreo 2 trei sesiuni. S-a făcut ora 3, aproape am terminat prima sesiune de cardio, mai avem foarte puțin și mâncăm niște fructe, da? Opa, era să cadă. Se fac astea așa pe rând. Uh -huh. Mănânc în fiecare zi câteva, câteva bucăți de zmeură. Sunt extraordinare. Mai facem foarte puțin cardio și terminăm prima sesiune și apoi mergem să mâncăm. am cât de bune sunt. Așa fresh. Direct din grădină de la mine. Mm -hmm. Am, ce multe s-au făcut azi. Văd că sunt mai multe decât în zilele trecute. Da, super barată. Vă, vă place zmeura? mi se pare extraordinară. Extraordinară mi se pare zmeura asta. Hamă, focalizezi. Mhm mm foarte faină Încă o burtică de o zmeură Și după aia mergem să luăm uh, Nici nu mai știu a, a masă e A treia cred Dacă o punem și pe aia de dimineață De la ora 7 Este a treia masă cu proteină Mamă cât de mare e asta Ia uitați mm -hmm. Fain avem aici. Da. Ia uite ce coapte asta. E auto coapte. facem așa câteva sesiuni de antrenament de cardio pentru că e foarte cald afară, da. Foarte, foarte cald. Și nu pot să fac foarte mult mai ales acum la ora asta. E o căldură de terupe Mhm. Uh -huh. auto Ia uitați, trebuie să se facă și merele astea de vară. Abia aștept să se facă să mâncăm. Ia să vă arăt aici și prunele, prunii. Trebuie să se facă și prunele, mă, fraților, să mâncăm prune. Ia uitați, ha, mă focalizez, e al nevi. În fine, da, avem și prune. Avem foarte mulți pom fructiferi. Am plantat peste 100 de pomi fructiferi. Astea sunt cireșii, aia mici care s-au terminat. Aici avem ce avem aici tot prun. Da, tot prun avem aici. Ia să vedem. Da. Prune sunt. A nu știu de ce vrea să focalizeze asta. Aici mai avem măr și în spate avem foarte mulți spun fructiferi. Avem peste 100 plantați în spate. Dar sunt mai tineri. Tot măr. Aici avem un păr mare, frumos, face asta o grămadă de pere. O grămadă de pere, ia uitați acolo, da, nu prea se vede. Nu prea se vede. O să vă arăt când o să se facă. Dacă nu, cumva o să termin cu perioada asta de slăbit. Dar mai scot eu clipuri. Vă mai arăt ce mai fac. Vă mai țin eu la curent. S-a făcut ora 3 jumătate, iar aici șeful bucătar îmi pregătește pepene. Îmi pregătește o caserulă de 1 kg de pepene. Și aici, până se face ciorbița, da, până se încălzește ciorbița, avem 3 felii de pâine cu pateu. N-am mai mâncat pateu de, cred că, 2-3 ani urșilor. Ia uitați. Pateu Scania, Sibiu. Pateu de porc. Și o să-l mâncăm cu castravete din ăsta, de la Saramură. Este extraordinar. Nu știu dacă ați încercat combinația asta. Eu știu de mult timp, de când eram mic. Și cu roșie merge pateu. Dar cu castravete din asta de la Saramură este extraordinar. Mmm! Doamne! Ce bunia? e. Nu am mâncat de 2-3 ani l am zis combinația asta șmecheră. Super, super bun. O să mâncăm, cred că, vreo două felii sau poate chiar toate trei feliile și nu mai mâncăm la ciorbiță pâine. Sau poate îmi păstrez o felie de pâine și pentru ciorbă, să vedem. Mmm, Bun, rău. Trecem la a doua felie. M-am uitat pe etichetă să vedem câte calorii are. Are 215 calorii. Vedeți? 215 calorii pe 100 de grame și asta are 120 de grame. Am mâncat aproximativ 100 de grame. Nu cred că mai mănânc pe Mi ajunge felia de pâine a treia. O să o păstrez pentru ciorbă. Ia uitați aici ciorba. Da? Cu carne afumată de porc. Bine, nu are așa multă carne, dar nu e problema, Cu multe legume. va am mai arătat o eu și ieri, da? Asta o să fie a treia masă pe ziua de astăzi. Poftă bună, vă doresc tuturor! S-a făcut ora 6 jumate, am făcut până acum 10.000 de pași, dar vreau să merg astăzi 15.000 de pași până de însă acum este momentul pentru a patra masă pe ziua de astăzi, sau mă rog, o gustare, depinde de cum vreți să-i spuneți. Avem aici un kilogram de pepene, nu avem proteine de rol la masa asta, așa că o să trecem ca o gustare. Dar, practic, este a patra masă pe ziua de astăzi, da? Și vreau să mai am încă două până măcul, până diseară, la 12.01 noaptea. O să mai avem încă două mese cu proteină și o să ajungem la 5 mese cu proteină plus gustarea asta. Avem aici un kilogram de pepene, 300 de calorii, foarte puține calorii, vitamine, tot ce trebuie, da? Nu uitați să mâncați fructe în loc de dulciuri, mai ales la desert sau între mese, pentru că sunt foarte slabe în calorii și sunt foarte sănătoase, da? S-a făcut ora 8 și avem aici a patra masă cu proteină. Pe lângă cele patru mese de până acum am mai luat și o gustare, a văzut pepenele acela, un kilogram de pepene. Avem o mâncărică de fasole verde, foarte slabă în calorii, exact cum am mâncat și ieri. Avem vreo 3-4 bucățele de pulpă de pui pe aici, dezosată și fără pieriță. Da? Este foarte bună fasolea asta verde. Mâncați legume urșilor, mâncați mâncăruri din astea, mâncați ce vreți voi, până la urmă, adică faceți-vă legumele cum vreți voi, fie la tavă, fie în mâncare gătită, fie că le mâncați crude, în salată, nu mă interesează, mai mâncați multe legume și multe fructe, pentru că astea sunt viață, astea au foarte puține calorii și fără să slăbiți. Eventual mâncați-le și așa, murate, da? Aici avem castravete murat, salamură, încă două felii de pâine, graham, și asta este a patra masă, masă de la ora 8. Revenim mai încolo cu ultima masă pe ziua de astăzi. Poftă bună! S-a făcut ora 12 noaptea și pentru a cincea masă cu proteină și a șasea masă pe ziua de astăzi avem aici o budincă proteică cu 40 de grame de proteină, are 400 de grame, deci are ceva cantitate, da? Este foarte gustoasă, are 330 de calorii și lângă avem o piersică, n-am mai mâncat piersică anul ăsta, cred, și o banană pentru că am nevoie și de fructe, da? Sunt foarte importante și fructele. Și asta este ultima masă pe ziua de astăzi. Încheiem ziua cu șase mese. Niciodată nu am mai mâncat atât de mult. Atâtea mese. V-am mai zis și în alte clipuri, asta înseamnă să fi obosit, să lipsa somnului, să dorm foarte puțin. Trebuie să suplimentez cu mai multe calorii, da? Astăzi am mâncat mai mult, ieri am mâncat mai puțin. Încă un factor ca de, care a determinat să mănânc astăzi mai mult. În momentul în care mănânci mai puțin într-o zi, compensez la un moment dat, da? Următoarea zi mănânci mai mult sau dacă mănânci într-o zi mai mult, la fel, următoarea zi poți să mănânci mai puțin. Și v-am mai zis, plus lipsa de somn. Foarte important somnul. De aceea încercați să dormiți cât mai mult, măcar 8 ore pe noapte, este foarte important. Aici ne uităm la Band of Brothers. E un film foarte jmaker, un serial. L-am mai văzut prin 2006 sau 2008, acum îl văd iarăși. Așadar, încercați să nu de 3-4-5 ori pe zi, să aveți mese cât de cât micuțe, să nu mâncați foarte mult odată, să stați o ziua mâncați și așa mai departe, da? Și ca să aveți mese regulate, mese mai micuțe, mai dese, pentru că este mult mai bine nu vă veți mări nici stomacul, încercați să consumați multe legume, multe fructe, încercați să consumați proteine la fiecare masă, măcar 30-40 de grame de proteină la fiecare masă, să nu fiți într-un deficit caloric prea mare și veți putea slăbi și să puneți masă musculară în același timp. Vă urez poftă mare și noapte bună! Probabil ați observa că îmi păstrez budinca asta pentru ultima masă, pentru că atunci mă apucă poftele, da? Seara, noaptea. Mă apucă poftele și bănuiesc că pe toți vă apucă poftele de dulce seara. Așadar, sfatul meu este să va vă, vă păstrați vreo 2-300 de calorii pentru ceva dulce seara și dacă puteți consuma o butincă de genul acesta cu multe proteine, este extraordinar pentru că vă asigură și necesarul proteic, are și mai puține calorii decât ciocolata, de exemplu da? Ciocolata are mult mai multe calorii, asta are 83 de calorii pe 100 de grame față de ciocolată care are 540 de calorii pe 100 de grame. Și încă un lucru foarte interesant, de ce avem pofte noaptea, seara? V-am mai spus și în alte clipuri din greșeli în fitness, avem pofte când nu mâncăm suficient în timpul zilei, da? Când suntem pe un deficit caloric mare sau când am slăbit prea mult, când am slăbit sub greutatea la care se simte confortabil corpul nostru. E bine, și o să ziceți acum, acum frate, că tu mănânci o grămadă. Așa vi se pare vouă că mănânc o grămadă, că mănânc mult, dar să știți că nu mănânc mult, pentru că dacă ați urmărit seria mea, ați văzut că în ultimele două săptămâni transformare am slăbit foarte, foarte mult, câte un kilogram, 100 în fiecare săptămână, ceea ce înseamnă că sunt într-un deficit caloric de 1100 de calorii în fiecare zi. Așa că nu mă interesează că vi se pare vouă că mănânc mult. Ideea este că eu mănânc mult mai puțin decât ar trebui să mănânc și de aceea apar și poftele, poftele de dulce noaptea. Așadar, o mișcare inteligentă este să vă păstrați ultima masă cu ceva bun, cu ceva dulce, înainte să vă băgați la somn și bineînțeles să aibă și proteină, cum are această budincă, da? Gata, vă las, mă bax să o savorez, vă urez noapte bună, somn ușor, poftă mare și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncă murșilor. Cam acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a inspirat, sper că v-ați motivat și voi să slăbiți și să mâncați mai corect și să mâncați mai multe legume și mai multe fructe. Nu uitați să-mi lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu recomandările de celor de la YouTube, mă ajută cu algoritmul și clipurile mele vor fi recomandate la cât mai multe persoane și se vor motiva și ei și vor slăbi, vor pune masă musculară, vor învăța o grămadă de lucruri din clipurile mele. Iar dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TV. Și dacă vreți să fiți sănătoși și puternici ca mine, exact ca niște urși, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo avem cele mai bune produse apicole la cel mai mici prețuri din țară și calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole. Dacă vă slăbi și săptămâna aceasta, nu uitați să vă uitați la clipul de duminică din singura transformare live cu săptămâna 26 să vedeți ce rezultat am reușit să scos și săptămâna aceasta. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Ja!